Jorge Luis Borges, Cei doi regi și cele două labirinturi. Povestesc oamenii vrednici de încredere, dar numai Allah știe tot, că în vremurile străvechi a fost în insulele Babiloniei un rege care și-a adunat arhitecții și magii și le-a poruncit să construiască un labirint atât de încălcit și de subtil, încât bărbații cei mai înțelepți nu se încumetau să intre, iar cei care intrau se pierdeau. Construcția era un adevărat scandal, căci umilirea și miracolul sunt acte îngăduite lui Dumnezeu și nu oamenilor. După o vreme, veni la curte un rege al arabilor, iar regele Babiloniei, pentru a-și bate joc de naivitatea oaspetului său, îl puse să intre în labirint, unde acesta se rătăci, înjosit și umilit, până la lăsarea nopții. Atunci imploră ajutorul divin și găsi ieșirea. Buzele lui nu rostiră nicio învinuire, dar îi spuse regelui Babiloniei că el are în Arabia un labirint cu mult mai bun și că într-o zi, cu ajutorul lui Allah, îl va arăta. Apoi se întoarse în Arabia, își strânse căpitanii și pe comandanții cetăților și invadă regatul Babiloniei. Iar soarta îi fu atât de prielnică încât nu lăsă piatră peste piatră, îi împrăștie pe oșteni și îl făcu prizonier pe însuși regele. Îl legă pe spinarea unei cămile iuți și îl duse în deșert. Călăriră timp de 3 zile și îi spuse: O, rege al timpului și substanță cheie a veacului, în Babilonia ai vrut să mă pierzi într-un labirint de bronz cu multe trepte, ziduri și uși. Acum atotputernicul a îngăduit ca eu să ți-l arăt pe al meu, unde nu sunt trepte pe care să le urci, nici uși pe care să le forțezi, nici obositoare galerii pe care să le străbați, nici ziduri care să-ți oprească pașii. Apoi îi desfăcu legăturile și îl părăsi în mijlocul deșertului, unde regele Babiloniei muri de foame și de sete. Gloria să fie cu cel ce nu moare.